Miley, hai! Aparență fragilă și ce voce puternică. Ce voce cărnoasă, bună seara, bine ai venit, cum te cheamă? Bine v-am găsit, numele meu este Magda Maria Căluianu și am 16 ani. Ei, wow. Nu te cred, arată buletin. What? 16 ani, wow. De unde vii, Maria? Din Iancujianu, Olt. Wow. Mamă, oltencă, oltencă. Și tu când și muzică populară foarte bine, este? Da, eu zic că bine, acum... Da. Dar pe unde cânti? Te-ai jucat pe la concursuri? Am fost la foarte multe concursuri și am avut și ocazia să reprezint România la un concurs internațional. Ce concurs? Unde adică? De două ori, în Germania. Anul ăsta am cântat în turcă. Ia ce ai cântat în turcă? Ia cântă-ne și noi. Mai știi? Nedir bu çektim senden gönüllerden hiç bitmiyor yediğim darbelere bak bu dam sana yetmiyor gönül her çiçekten bol alırsın her gördüğünle kalırsın sen kendini ne sanırsın belki bir gün uslanırsın gönül gönül. Bine, 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 bravo, bine! Bravo, mă, fată! Acum mă bucur și mai mult că m-am întors. Doamne, și eu la fel! Hei, hei! Ce, ce, hey, hey, ce faci, Irina? Bine, tu, Smiley? Sunt pregătit să vii la mine în echipă. Sau de înfrângere, pentru că și eu m-am întors și eu te vreau. Bun, pe atunci trebuie să mă convingeți. Da, da, da. Dă-i bătaie! Maria, eu cred că am destule... Magda, Magda, nu Maria. A, scuze, Magda. Minus un punct. Point. Nu, 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 sunt așa strict. Să știi că sunt mulți oameni care trec și noi suntem obosiți. Cred că suntem la fel de obosiți ca voi. Eu nu sunt obosit deloc. Nici eu, Irina. Vrei să-ți arăt? Nu. Cred că locul tău este în echipa mea. Alexandra, nici noi nu suntem obosiți. Că... A, scuze-mă, Irina. Nici măcar nu e funny. Suntem aici de 5 sezoane împreună. Să nu mai fiu? Magda. Să plec? Eu nu, eu n-am spus asta. Colegii mei toți spun într-una. Eu nu te-am alungat niciodată, mie chiar îmi place că ești aici. Da, prezența ta este una foarte... Angelică. Agreabilă. Agreabilă, da. Magda, eu cred că locul tău este în echipa mea, pentru că știu ce să-ți dau pentru etapele următoare. De asemenea, cred că știu să diluiesc cu problemele vârstei tale. În calitate de paznic al limbii românești, aș dori să taxez aceste chestii cu eu să diluiesc. Ce c***ă înseamnă în limba română să diluiesc? Ce să înțeleagă fata asta? Că vreau să fim paznici, eu și cu Horia Brencio, ce păzim limba română, păi de 2000 de ani. De la gelul glad și menumorut, noi păzim limba română. Și tu ce aia să diluiești? Păi eu am vorbit. Zici că ești de la vopsea, să diluiești. Ce să... Dar o surpriză! Am diluit pereți în seara asta, am dat diluit cu tinci, uite, am dat tinci pe toată casa, am diluit pereți, toți i-am diluit, uite, i-am diluit. Păi tu nu diluiești cu limba română, nebuno! Aici nu diluim! Vreau să te anunț aici... că n-are nicio legătură... Deci mă duc în parlament, îi rupea să le spui și fașii... Cu concurentul nu diluiești, cu concurentul cel mult... cu tine de atâția cel mult negociază cu tine. Cu tine diluiesc, cel mult? Doar cel mai mult. Să vorbească și zâmbărețul acum. Da. Magda...
Magda, da, zâmbește dacă tot te-ai apucat. Eu am zâmbit de că m-am întors. Da, zâmbește cu toată gura, că de-aia ți-a dat Dumnezeu gura aia să zâmbești cu ea, nebunule. Arată fasole la oameni. Bă, dar tot cu același accent? Arată toată fasolica, bă. Vorbește și tu, ca unul din Argeș. Diluiești cu mov, diluiești cu fata. Vrei să diluiesc și eu? Da. Păziți naibii limba română, mă. S-o păzesc. Magda, te-am ascultat cu foarte mare atenție și am regăsit cumva niște asemănări cu Ana Munteanu, cu care am câștigat Vocea României și la care, în momentul în care m-am întors, i-am zis exact ce piesă o să-i dau în finală și exact aia am dat-o. Acum nu știu. Încă mă gândesc. Serios. Acum e nu bine, știu. Bine. Încă mă gândesc. Pentru că fiecare parcurs e diferit. Fiecare om e diferit. Iar eu întotdeauna lucrez cu materialul clientului. Auzi tu. Și eu am sesizat că... Ca clientul-i tâmpit și că materialul prost. Nu știu, nu știu ce e cu tine. Te aude o muscă. Nu ți-ai luat medicamentele. Tudor, te rog. Păi dacă stai de la casa de pensii, nu mai dă puncte? Nu pot să pretind că te pot înțelege ca femeie, ca fată, deși și eu am o fată acasă și învăț multe despre ce înseamnă să fii femeie. Da. Chiar învăț, serios, mi-am dat seama. Odată, Smiley avea unghiile de la picioare făcute. De când am devenit tată de fată, sunt mult mai conectat la partea mea feminină. La partea mea sensibilă. Nu mă mai feresc să-mi arăt sentimentele. Alege-mă! Deși e o decizie foarte grea și mi-ar face plăcere să lucrez cu fiecare dintre voi, o să merg mai departe în echipa lui Smiley. A mers aia cu latura ta feminină, Smiley. A mers foarte bine. Mă bucur mult că m-a ales, pentru că mi se pare de mega competiție. Are și o privire de asta determinată. E o fată care cu siguranță muncește mult. La mine m-am mirat că nu s-au întors toți antrenorii. Zâmbește la camera învingătorilor aici. Uite, asta e camera. Hello! Magda acum zâmbește mai mult. Sunt mult mai conectat cu partea mea feminină. Mi-am schimbat obiceiurile. Dimineața dansez balet. Îmi fac codițe. Îmi pun fundă în păr. De asta, plimb păpuși. Am preocupări interesante. Dacă iese din battle-uri de la tine, da, eu apăs pe buton și este fata mea. Bine.